Bună dimineața! Scuzați-mă că vă deranjez, dar iacătă este ora 6:30 și am aici de erbicidat total pentru grâu anul întâi după mazăre cu nitragin și mai încolo pentru floarea soarelui și mazăre în primăvară. De ce erbicidez total? 3 litri jumate pe hectar, să fac ogorul curat de acum și în primăvară, vara anului viitor, să nu mai am buruieni problemă, costrei, rochița rândunicii, ovăz sălbatic, foarte periculos la toate culturile, și să folosesc cât mai puțină substanță activă la erbicidat în vegetația culturilor care vor veni puse în primăvară. Noi o să-i tragem o tură să vedem cum merge. A treia pe mare, presiunea la 3,5. Am executat aici după recoltat desmiristirea din două treceri în X. După cum vedeți, bureana a răsărit, pierderile de la combină au răsărit, având în vedere că aici vine ogor, trebuie să eradicate de acum. E o lucrare în plus, zic unii, dar este foarte principală. Unii vecini de-ai mei au recoltat floarea soarelui. Cea pusă mai devreme va fi pe 2 săptămâni înaintea mea. Floarea soarelui din față este a mea. Țin să menționez că acolo ar fi trebuit să vină grâu. Dar pentru că nu mai mi-a ajuns sămânța, am băgat în acea arătură subțire cu două stelate, dacă vă aduceți aminte, am băgat în primăvară floarea soarelui. Iată că s-a plodit bine, că în partea asta la altă tăsat a mai plouat ceva. Nu mult, dar a plouat cât să face o leacă de bob. Iată că mi-am pus regulețele. Cine venea cu mine dimineața, doi oameni, să-mi țină jaloanele, nu? E prea de dimineață. La fotbal te poți trezi mai târziu, dar la agricultură câteodată, ba. Acum am venit pe stegulețul mare, care îl văd dincolo, și mă întorc pe stegulețul mic. Capetele le-am făcut dinainte. Acum petrec capetele. Eu văd securețul în tare. La 716 metri lungime. Fraților, cu gândul că nu v-am plictisit, e o lucrare de bază care o fac de la an la an, mai ales unde vine soarea soarelui, îl scapă de buruienile astea care vor fi problemă la soarea soarelui.